Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, și apropo de mișcare, am o rugăminte astăzi la ascultătorii noștri. Băi, eu nu mai știu ce să fac cu fiul ăla mic, cu Radu. Că dacă fratisul e fiert pe sport, ar vrea să facă și basket, și fotbal, și polo, ăsta mic nu vrea să facă nimic, e puturos. Mă întreb cu ce seamănă? Nu, din contră că Radu e slăbănoc și foarte vioi. Da. Dar, în schimb, nu e cu sporturile. Uh-huh. Am încercat, l-am dus la basket. A venit pandemia, că îi plăcea la basket cât de cât. Și a venit pandemia și s-a închis sala cu basketul. Acum s-au redeschis sălile de basket, dar... Câți ani are el acum? 9. Okay. Dar e bine, la basket e genul de sport unde e bine să-l dai de la un început de ciclu, care e de obicei prin septembrie, știi? Când vara au și ei un pic vacanță și în septembrie, când se reau școlile, reîncep cursurile de basket. Dar școala nu mai face, scuză-mă, dar școala nu mai face cum era când eram eu școlar. Nu mai face recrutări, nu mai vine antrenor. Eu m-am dus așa la un club organizat de școală, de basket și după aceea de volei. Și mai încolo am fost la tenis. Băi, din... Nu. Adică... Ce vremuri. Da. La tenis, așa e, veneam antrenor prin școală și... Acum... Și mă ducea și nu costa nimic. Adică acum nu știu, vin... cred că la notă au plătit ceva ai mei. Nu știu dacă mai vin, dar știu sigur că vin cluburi private acum în școală să încerce să recruteze copiii, dar contra cost. Adică nu să... La modul le dau pliante și le spun, vreți să veniți să jucați karate? Păi și cum la primăria nu face astfel de... Nu organizează? Că plătim la handbal, plătim mulți bani la primărie să organizeze, îi dă salariu mare Cristinei Neagu, adică presupun că e interesant. A, la cluburile, da. Nu, cred. Nu? Nu. Și uite, inclusiv... Nu mai sunt, stați puțin, asta e o întrebare, nu mai sunt cluburi dintre astea finanțate de primării care să fie gratuite pentru copii, se ducă să învețe? Dacă ai un copil, poți să-l dai la sport undeva gratis? Greu de crezut. Uite, 0372069599. Dacă mai există pe undeva sport care se poate face gratis pentru copii? Și doi, chiar așa, cât costă? Ștefan face acum polo la Dinamo, care e clubul Ministerului de Interne. Da. Și plătim. Adică se plătește... Și cât costă? 200 de lei pe lună. Dar nu e chiar așa mult. Nu e mult, nu e vorba că e mult. Uh-huh. Nu, în general, cam ăsta e prețul. Pentru cam orice sport. 200-300 de lei, știi? Că e basket, înțeles. Că e fotbal, că e handbal, că e... Niște amici care și-au dat copiii la tenis. Înțeleg că poate fi îngrozitor de la tenis. Aia e altă altceva. Da. Tenisul întotdeauna a fost un sport scump, pentru că fiind un sport individual și care presupune închirierea unui teren pentru un singur om, sau, mă rog, cel mult 2-3, că mai mulți nu pot face copii, mă refer la antrenament, cu și un profesor, automat costurile cresc. Bașca echipamentul. Uite, îmi trimite cineva de acum... echipă se distribuie cheltuiala și atunci sunt mai mici indemnizații. Stai, îmi trimite cineva pentru fotbal, de exemplu, e un articol în GSP, 7.000 de lei pe an. 600 de lei pe lună, că nimic nu e gratis. Și, a, uite că mi-a dat... Deci, cotizația lunară la fotbal, 300 de lei pe lună, da. Echipamentul 900-1200 de lei pe an, bine, taxe, da. Turnee, 500-1000 de lei, tot părinții plătesc taxa de turneu, și cantonamentul, 700-1200 de lei pe săptămână. Deci, cât costă să-ți dai copilul să facă un sport? Cred că e o greșeală în mesajul pe care o să-l citesc acum. Patinaj artistic, 8.000 de lei pe lună. 8.000 de lei pe lună? Eu sper că e 800, dar mă rog, 8.000 de lei pe lună, sure. Antrenor plus chiria la gheață în Otopeni, la Țiriac, pentru că în București nu există niciun patinoar. Apoi patinele, 700-1000 de euro. Cantonament, 1500 de euro. Deplasări la concursuri, plus taxe înscriere, 200 până la 1000 de euro pe concurs. Rochițe, etc. Poate că la 8.000 de lei trebuie să cumperi toată gheața. Nu, bine, din ce spune acolo, suna copil care face performanța, adică, da. Concursuri de 200.000 de euro înseamnă că sunt concursuri internaționale. Da, 8.000, da, nu mi se pare foarte mult. Uite, mai am eu un mesaj de la cineva care ne spune că e 1.000 de euro pe lună călărie cu cal propriu. Aha. Eu am văzut în Corbeanca, sunt niște domni care folosesc cai proprii și pentru tractat fier. Și mai nu cred că s-a antrenat. Marius, bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Bună! În primul rând, felicitări pentru emisiune. E prima oară când intru în direct cu dumneavoastră. Bine. Noi suntem mai norocoși, să spunem, din Sibiu. Fetița e la CSS, face basket.
și nu plătim nimic. Uite, antrenor, vezi de ce există. Sală, club sportiv școlar, nu asta, mai există, da, da, da. Club sportiv școlar, bravo. Dar club orice copil sportiv se poate duce acolo sau e cu selecții, cu, dacă nu deplinești un anumit barem, pleacă acasă? În principiu orice copil, orice copil poate merge la club fără nicio problemă. Foarte. Noi suntem fericiți că facem și performanță, să spunem, pentru că merg la turneele naționale, weekendul următor sau într-o săptămână vom avea turneul la București sau la Arad pentru a ajunge în Final 12. Deci cât de cât suntem ok. Dar dacă mergem la un club privat, e 200-300 de lei pe lună. Dar mai există campionat doar pentru cluburile școlare? Cluburile sportive școlare? Nu, nu e un campionat pentru cluburi școlare, e campionat național de basket. La U13, U15... Da, și participă și cluburile private și cele... Da, da. Școlare. Școlare, da. Asta pot să-ți confirm și eu. Dar să știi că și în București se face. Uite, mi-a scris amicul meu Cosmin Tudorache, care e arbitru de volei, și spune că la CSS-uri, adică tot la cluburile sportive școlare, voleiul se face gratuit. Păi uite, soluție pentru puștul tău. Și de la volei, Radu. Ce are, mă? Are, mă rog, mâna, mică, are mâna mică, e spunde. Trebuie să-i pună fileul jos. Alexandra, bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Băiețelul meu face tenis. Da. Și a început făcând un an gratis la Stejarii, la Tiriac. Da. Cu selecție, într-adevăr. Selecție care a reprezentat să-i vadă dacă sunt cât de cât motrici, se mișcă bine cât de cât. Și un an a făcut gratis în niște condiții excepționale. Pe e adevărat. Tenisul e scump. Cât plătește? Dar după șarii? Acel an, tariful era foarte mare. Da. Foarte mare în condițiile în care grupa de copii era de 10 copii. Păi, nici nu și ce înseamnă foarte mare? Asta voiam să întreb și eu. 6-700 de lei pe lună. Da. Și încă e puțin. În condițiile în care grupa era foarte mare, cu profesor la 10 copii. Da, exact. Asta m-am mirat și eu când făceam tenis. Și cât dura o ședință? Când făceam tenis după, mai avea 4-5 copii. În prezent face notopeni la un club. Pe perioada pandemiei am întrerupt pentru că era necesar să fie un singur copil în grupă. Și costurile erau foarte mari. Da. Dar acum, relaxându-se situația, sunt 4 copii în grupă și costul lunar este de... Ei au acolo pe perioade, cam 55 de lei, ședința 60 de lei, cam așa vine. Asta e tenis. Deci, zine cum îl cheamă pe copil ca să ne mândrim cu el peste câțiva ani când o ajunge mare. Da, vine Kiefer. Este, o să-l ține minte. Foarte mișto agățamentul, vedeți? Adică un an îți dă gratuit și după un an cine rămâne, puștii care rămân, ăia sunt deja pasionați. Da. Îmi place, vreau să fac în continuare, că un an e suficient să-ți dai seama dacă merge sau nu. Da, da, da. Cristi, bună dimineața. Bună dimineața! Salut, Cristi! Păi, inițial eram pregătit să mă plâng, după ce am auzit mesajele voastre cu călărie și patinaj, că o ducem chiar bine, noi. Ia zi! Fetița mea face scrimă în Timișoara. Clubul e privat, Atiliac, e super ok, rezultatele sunt maxime. Antrenorii care au pornit au obținut în primii 3-4 ani, au scos deja campion național la categoria asta de vârstă. Dar ce ne... Da. Partea dureroasă, puțin, cel puțin pentru mine, sunt deplasări, cantonamente, sunt sumele de care ați vorbit și înainte. Clubul fiind privat, nu plătește. Ne rupe, e greu să țin, mie personal mi-e greu să țin pasul. Tot așa, e vorba de mii de lei. Un concurs de cel puțin câteva sute de lei sau sute de euro, deplasarea. Ce vârstă are unde. Cantonamente, în afara țării, cantonamente la munte, toate astea. Da. Ce toate vârstă astea, are, trebuie plătit. Câți ani are? Are 12. Mulțumesc. De la 8 ani de zile, sportul e senzațional. Am avut niște modele super faine de urmat, deci e ok. Păi hai place. Că acum mai trebuie, încă 4-5 ani și devine campion olimpic. Să știți că... Ideea e ca să ajungi să te susțină statul, în cazul scrimei la noi, de exemplu, trebuie să ajungi la 16-17 ani, să fii bun și atunci probabil vei putea fi preluat de un club, gen Poli, cum e în Timișoara. Dar până atunci, tot este pe banii părinților și sumele sunt... Mulțumim! Cele de care ziceați și voi. Deci se poate pe aici, pe acolo, dar de la un moment dat, pentru performanță, cred că trebuie să încep să scoți bani. Și cred că e foarte greu să refuzi copilul. În momentul în care începe să facă performanță, da, să-i placă, e greu. Cel mai greu e asta, cu cantonamente și deplasări, unde cheltuielile sunt foarte mari și e frustrant pentru un copil să nu meargă alături de ceilalți. Acum îl văd pe Luca, nu o să-l mai dea la nimic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.